de moderne. Dacă zi într-un muzeu și vezi acolo cu cutătură în epitaf și vezi o frumusețe artistică a care diferită nu timpul ce se pun ochii, ci colorit, ce nuanță extraordinară. E a fost acolo singură nevoință oficială, trudă, nopți dormite, ca să dea în sfârșit frumusețea artistică. Dar noi astăzi femeie, e grăbită, stă ori întregi la televizor, stă ori întregi în sfârșit la discuții goale și până la urmă e un timp pierdut. Și timpul pierdut este și moartea sufletului. Pierderea timpului este moartea sufletului. Și timpul ca aceasta ne-a luat tocmai pentru acest fapt să-i urăm omul timp. Să nu se mai copie cu ticei Domnului Iisus, nu mai aibă pentru la mic conștiință să mă trăniți peste noi, nu e că un om nu mai are suflet. Are numai trup și nimic altceva. Bun e nicotul, ca trebuie să vină la toți într-un magazin sau în orice centru la toată lumea, se duce la merge 7 ori, 10 ori, 12 ori la autobici, vine acasă, se îngete în Sfânta Curte o plană mai puțin sărătoasă, pentru că acum vine și schimbarea de lucrurile alimentației, vine și cultura aceasta nouă, pe care omul îi zice pe el. Omul nu mai are un suport sănătos, să aibă un sirop, să aibă o diversă, să aibă o plantă, o chestie în față, e schimb la spate, nu știu cum fac tu, nu știu că ți-am găsești la suport, la casă din ziua, și copilul vrea să la cu îndrea, îl pune și la drum să aibă, nu mai are lapte natural, nu mai are înținută, nici în dezvoltare naturală, Pentru că vădem drepturile, vădem totul la nevoie să aveți. Dacă aveți club în sat, aveți sani de frate, aveți sani de conferință, toate sunt la dumneavoastră. În dreptul nostru, în dreptul Domnului, nu mai știu, dar nu mă aflat din dreptul nostru. Trebuie să nu ne compacte să ne reșeagă, trebuie să ne încălească de bine, poate nu să avem găsirea în cei pe urmață, ci de acolo se vadă ieșirea Pământului, se vadă toată de frânea, se vadă scăderea și